eu cu certitudine, dacă vrem să simplificăm, dacă în decembrie Austria va vota împotriva aderării României la spațiul Schengen, voi ataca la CJUE. Mai mult, eu doresc ca în acest demers, și e un atac al statului român, nu a unei persoane fizice. Haideți să facem o diferență majoră. Una e să atace statul român, una e să atace o persoană fizică, unde sunt altfel procedurile la CJUE. Eu vreau să am partener în acest atac pe care îl fac la CJUE, Consiliul European, care mă susține și a declarat, Parlamentul European, care susține România și a declarat, și Comisia Europeană, care ne susține și a declarat. Lucrurile nu sunt chiar așa comode pentru domnul prim-ministru Nehammer. Singura măsură? Pentru că mai erau și pe o diplomație invocate câteva posibile. Cu certitudine că vom folosi tot ce avem la îndemână. Și tot ce este legat de acest subiect și tot ce este legal de făcut, fiindcă România trebuie și locul României este spațiul și... Eu n-am să fiu niciodată ipocrit, nu pot să spun că n-am nimic cu România și că spațiul Schengen este depășit și că atunci de ce am votat anul trecut cu Croația? E o întrebare legitimă, nu a mea ca și prim-ministru, e o întrebare legitimă a românilor pentru primul ministru Nehammer. Deci nu pot să am această abordare. Dacă e așa de distrus Schengen-ul, eu n-am nicio problemă ca Austria să iasă din Schengen. Să-și facă ziduri kilometrici cu sârmă ghimpată și electrice. N-am nicio problemă. Dacă Austria dorește această abordare cu garduri, să-și le plătească, să iasă din Schengen și noi o să ne descurcăm în interiorul Schengenului fără probleme. Cum arată ciclurile de migrație invocate de Austria? Toate în mare scădere și sunt... Haideți, ridicol.